Iubiți credincioși, suntem din nou în preajma Cuvântului Lui Dumnezeu, în cea de-a 262-a zi a anului 2023 și dorim să ne apropiem în această zi de Cuvântul Domnului, așa cum se găsește scris în Cartea Isaia, la capitolul 31, unde începând cu versetul 1 Cuvântului Dumnezeu, vorbește așa de clar și de frumos către toți aceia care își îndreaptă privirea spre oameni care caută ajutorul la oameni, care se bizuie, se încred pe puterea lor, pe uh, măreția lor, pe felul în care pot ei să facă, să rezolve anumite lucruri, pe când Dumnezeu este acela care vrea să descopere fiecăruia dintre noi un adevăr suveran. Noi depindem de Dumnezeu, noi suntem ceea ce suntem pentru că Dumnezeu ne-a binecuvântat, pentru că Dumnezeu ne-a dăruit putere și înțelepciune și dincolo de toate aceste lucruri noi avem, putem să facem toate lucrurile pe care am reușit, nu prin puterea noastră, ci doar cu binecuvântarea, cu ajutorul și cu îngăduința lui Dumnezeu. Iar în acest verset și capitol, Dumnezeu nu face altceva decât să ne dovedească din nou că noi depindem de El. Noi facem aceste lucruri pentru că El ne-a îngăduit, pentru că El ne-a dat și ne dă înțelepciune, pricepere și călăuzire și niciodată nu trebuie să uităm lucrul acesta și să ducem o viață de mulțumire, de recunoștință și de apropiere de Dumnezeu prin toate situațiile și momentele vieții, pentru că Dumnezeu este acela care ne călăuzește pașii noștri, binecuvântat să fie numele Lui. Cel de-al doilea text pe care îl avem în această zi este un text binecunoscut din epistola Apostolului Pavel către Galateni, unde el vorbește așa de frumos despre libertatea pe care noi, ca și creștini ai lui Dumnezeu, o avem, ca și copii ai Domnului pe care Dumnezeu ne-a oferit-o și ne oferă fiecăruia dintre noi, dar vorbește despre acest pericol al apropierii de lege, al nesocotirii Harului Lui Dumnezeu, despre această luptă care se dă în viață credincioșilor și ne îndreaptă privirea spre harul lui Dumnezeu, spre felul în care trebuie să trăim această libertate, să nu facem din această libertate pe care Dumnezeu ne-o dăruiește un fel uh, greșit de a trăi, un mod firesc de a sluji lui Dumnezeu, ci în toate lucrurile, în viață și în inima noastră, să existe adevărul acesta, Hristos a murit pentru fiecare dintre noi și prin jertfa sa noi suntem iertați, noi suntem tămăduiți, noi suntem eliberați și pentru că Hristos ne-a schimbat viața, noi trăim astăzi pentru El slăvit și glorificat să fie în numele Lui. Iar prin Duhul Sfânt, viața noastră trebuie să dovedească această schimbare și transformare în fiecare zi. Iar viața noastră, umblarea noastră, schimbarea pe care Dumnezeu a făcut-o trebuie să se dovedească în faptele noastre măriți să fie Domnul. În ultimul text pe care îl avem ca și un cuvânt de învățătură în această zi și care se găsește scris în cartea Proverbelor Omul lui Dumnezeu, Solomon, vorbea și spunea așa, ascultă pe tatăl tău care te-a născut și nu ne socoti pe mama ta când a îmbătrânit, fiind un sfat pentru fiecare dintre noi în a ne cinsti părinții, în a avea o viață frumoasă, în a trăi sub binecuvântarea lui Dumnezeu, pentru că avem această obligație firească să ne cinstim părinții, să ne iubim, să-i respectăm, să avem o viață exemplară și în toate să se vadă această schimbare și transformare pe care Dumnezeu o face în viața fiecăruia dintre noi. Suntem copiii lui Dumnezeu, dar dincolo de faptul că suntem copii ai lui Dumnezeu, suntem copiii părinților noștri pe care noi Atâta timp cât ei trăiesc pe acest pământ, avem această obligație să-i cinstim, să-i respectăm și apoi cuvântul lui Dumnezeu lasă și o binecuvântare pe care Biblia o amintește așa de frumos ca să avem o viață lungă, fericită și să avem binecuvântarea Domnului în toate aceste lucruri. Doresc ca Dumnezeu să ne binecuvinteze, să vă binecuvinteze pe fiecare dintre dumneavoastră și fiecare casă în care va ajunge cuvântul lui Dumnezeu să fie binecuvântată, pacea Domnului să rămână peste casele și familiile dumneavoastră și Dumnezeu să binecuvinteze pe toți credincioșii, și copiii săi de pe întreg pământul. Fiți binecuvântați de Domnul. Amin.